A doua zi în care parlamentarii mimează, cred ei cu succes, că vor impozitarea pensiilor speciale. Azi a fost faza pe propriile pensii. PSD și PNL și-au dat mâna din nou și proiectul de lege a trecut. Numai că e mult zgomot pentru nimic. USR acuză că votul de astăzi încalcă legea fundamentală și actul normativ nu va trece de judecătorii constituționali. O fac intenționat, spun specialiștii. De altfel, Înalta Curte și Avocatul Poporului au anunțat deja că atacă proiectul de lege la Curtea Constituțională. Au fost acuzații de blat și scandal în Parlament pe impozitarea pensiilor speciale ale deputaților și senatorilor. Aleșii au votat din nou în plen reunit de această dată proiectul de lege adoptat ieri de Camera Deputaților, care prevede impozitarea pensiilor speciale cu până la 85%, însă azi au inclus și pensiile lor. Curat neconstituțional, spun cei din USR, care susțin că aleșii ar fi trebuit să voteze o nouă lege, nu să o modifice pe cea de ieri. Ce adoptăm noi astăzi? Pentru conform Constituției, Parlamentul adoptă legi, hotărâri sau moțiuni. Ce șmecherie este aceasta? De fapt, nu vă e teamă să vă asumați în fața publicului faptul că nu doriți impozitarea pensiilor parlamentarilor. Pensiile speciale vor fi impozitate drastic. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mult zgomot pentru nimic, spun experții. Ce s-a întâmplat și ieri și astăzi, că a fost nevoie aparent de două voturi ca să treacă aceeași lege, este praf în ochii românilor. Au votat mai întâi legea în ansamblul său și apoi au mai votat un articol. Păi nu mai poți să intervii asupra unei legi pentru care ai votat odată. În prezent, peste 790 de foști parlamentari primesc pensii speciale. Ieri aleșii au decis impozitarea pensiilor speciale ale militarilor, demnitarilor, aviatorilor și magistraților. Conform proiectului, vor fi impozitate cu 10% pensiile speciale cuprinse între 2.000 și 7.000 de lei și cu 85% pensiile mai mari de 7.000 de lei. Observator a făcut o estimare în baza informațiilor existente în acest moment. De exemplu, la o pensie netă de 20.000 de lei, taxa este de 500 de lei pentru intervalul 2.000-7.000 de lei și 11.050 de lei pentru suma care depășește 7.000 de lei. În total, impozitul se ridică la 11.550 de lei. Proiectul de lege a fost desființat de majoritatea celor afectați la portofel. Într-o postare pe Facebook, ministrul apărării spune că pensiile militarilor sunt o compensație pentru viața plină de interdicții pe care o duc. În România sunt circa 65.000 de pensionari militari. 4.000 dintre ei au pensii cuprinse între 7.000 și 10.000 de lei. Înalta Curte de Casație și Justiție susține că politicienii au luat drept țintă puterea judecătorească, așa că au decis cu unanimitate de voturi să sesizeze Curtea Constituțională. Și dacă ar fi ajuns pe masa președintelui, Klaus Iohannis recunoaște că ar cântări mult decizia de a o promulga. Este o măsură care trebuie bine judecată. Cred că este o discuție care e un pic mai amplă. În România sunt 5,15 milioane de pensionari potrivit INS, peste 168.000 de foști magistrați, militari, diplomați, parlamentari, foști angajați ai Curții de Conturi și foști angajați din MAI primesc pensii speciale și militare în prezent.